dimineața și vine să revenim cu drag la profa mea că exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. Așa să facem. Ne apucăm repede de treabă, nu mai pierdem timpul geometriei și anume probleme la geometrie, da? Da, da. Probleme. Probleme diverse, da? Da, da. Diverse. Să deschidem. Și o să ne dăm seama cam ce atacăm, cam ce lucruri spunem. Da. Altădată mă gândeam și la câte o problemă. Nu-i nimic, eu pot să iau din carte. Imediat. Iau o problemă. Am deschis cartea da, așa da, la 205, da. De exemplu, 23 de la 205. Deci, 23... De la 205. De la 205. Fie triunghiul isoscel ABC. Deci, în ipoteză, avem triunghiul ABC isoscel. Măsura unghiului A de 120 de grade. Măsura lui A egal 120 de grade. M mijlocul colaturii AB. M, un punct M care aparține lui AB, AB adică așa zicem. Da, adică MA congruent cu MB. Și că e la mijloc, continuăm să spunem că MA congruent cu MB. Da? E la mijloc. M-a congruent pe MB. Perpendiculara din M pe BC intersectează dreapta AC în D. Perpendiculara în M pe din M pe BC. Așa. Perpendiculara din M pe BC, da? Perpendiculara din, pe... da, din M pe BC intersectează dreapta AC în D. Deci MD perpendiculară pe AC. MD perpendiculară pe BC, pardon. Pe AC mi-ai spus. Iar mai zic o dată. Perpendiculara din M pe BC. Pe BC? Da. Deci și în, intersectează dreapta AC în D. MD perpendiculară pe AB, ai spus. Pe da, AB, pe BC. Pe BC. O să mai vedem. O să vedem când, da. Da. Iar bisectoarea unghiului CDM bisectoarea unghiului CDM taie latura BC în M. CDM. Oare nu se face figura, domn profesor? Cred că mai degrabă face. Că nu te mai ajută. Începem așa. Deci, triunghi isoscel cu un unghiu A de 120 de grade. Da, deci facem și noi un triunghi isoscel cu un unghiu A de 120 de grade, da? Deci un unghi, cum se spune, obtus, da? Un triunghi obtus unghic. Da, da, un triunghi obtus unghic, dar isoscel la astea două. Asta înseamnă că unghiul de la bază, domn profesor, au cât au copii? Ia să vedem dacă ăsta e de aici de 120 de grade. Și știm că isoscel, cât au unghiurile la bază prin congruență? A, B, C. Păi, 120 cu un total fac 180. 120 face 60, pătrat 2, 30. Corect. Deci știm încă în plus 30 și punctăm asta. E bine, Adi? 30 de grade? Deci 180 făceam în total, am scris 120, ne-am rămas 60, am părțit la 2 și am 30 și 30. Acum, M aparțin lui AB, deci M e pe AB și la mijloc. Căutăm și noi mijlocul lui AB. Da? M, un punct aici. Și... Deci ați desenat și voi triunghiul obtus unghic. Isoscel. 30-30 de grade. M în mijlocul, căutăm punctul M la mijlocul lui AB. Și zice că MD acum vă citesc, domnul profesor. E perpendiculară pe BC. Da, am înțeles. Perpendiculara din M pe BC intersectează dreapta AC. Perpendiculara din M, da, din M pe BC. Pe BC. Știm să ducem perpendiculara dintr-un punct pe o dreaptă, nu? Drumul cel mai scurt. Da. Deci perpendiculara din M pe BC. Pe BC. Intersectează AC, deci prelungim. O prelungim până se intersectează cu AC, AC în punctul D. D. Da? Deci perpendiculara în M pe BC prelungită. Această perpendiculară intersectează pe AC. AC în punctul D. Deci am dus din M perpendiculară pe dreapta în triunghi și după aceea am prelungit
latura aceea da, și perpendiculară aceea. Și până prelegită, până s-o întâlnit cu cealaltă. E clar copii pentru voi, da? Bun. Bisectoarea unghiului KDM. KDM. A, ăsta e adeci, da? Da. Bisectoarea unghiului acesta. Da? Deci împarte unghiul în două unghiuri congruente. Bisectoarea, toate punctele de bisectoare sunt egale distanțe de laturile. Că dacă aduci perpendiculare, acestea sunt egale. Asta știu când am zis bisectoare. C, D, M, domnule. C, D, M. Așa, da. Și sectoarea unghiului C, D, M. Da. Ce face? Tai latura B, C, în E. În N, ai spus, da? În, în E. E, în E. Cu, cu, mă, păi de ce să rămâne? Nu, că e C, D, mă, mă. Unghiul C, D, mă. D-ul e la mijloc și așa că e bisectoarea din D. Dacă mi-ai zis C, D, mă, e vorba de unghiul din D. Da, e vorba de, exact. Așa, deci, când am zis unghiul C, D, mă, înseamnă că acesta e unghiul format de D, C și cu D, mă. Bisectoarea ta e în E. În E. Corect. A. Deci să zicem că D e, hai să zicem aici, adăugăm la... ce am spus mai înainte, M, D, perpendiculară pe BC, virgulă, D aparține cui lui AC. D aparține lui AC, e pe dreapta AC, adică la intersecție acolo. Și acum am zis D, E. D, E, așa spunem, da. Uitați, D, E, bisectoare, pentru unghiul M, D, C. M, D, C. Deci D, E e bisectoare pentru unghiul M, D, C. Da, bisectoarea unghiului M, D, C. Corect. Bun. Bun. Bun, domn profesor. Arătați că... Asta e toată ipoteza. Asta e ipoteza. Arătați că... Amic. C, D, C, D este egal cu 3 AD. C, D... E 3 AD. Toată asta, CD, 3 AD. Deci, CD, segmentul CD, egal cu de 3 ori segmentul AD. Am presia că nu mai se pune și... Nu, fără, fără nimic. Așa, atunci se referă la lungimea segmentului. La lungime, da. Deci CD de 3 ori AD. BD perpendiculară pe DC. Punctul B? Da. BD perpendicular pe DC. BD perpendiculară pe DC. Punctul C. Tot așa scris, nu? BD perpendicular. Așa, așa, exact așa cum a scris. Acum, segmentul e B. Punctul C. E. B, congruent cu segmentul EC. E, când zic segmentul e B, congruent da. Cu segmentul EC. E. C. Și la punctul D, M paralelă cu AC. E, M, paralelă, cu E, M, așa lasă. Așa, exact așa. Paralelă cu A, C. Așa. Da, asta-i. Deci numai la segmente congruente marcăm așa. Da. Când vorbim de congruență, punem în... În paranteze pătrate. Paranteze pătrate, da. Citim din nou ipoteza. Da. Vreau Anca să-mi le citească cu tare, cu voce și spune așa. Fie A, B, C, unde este isoscel, măsura lui A... Când ai zis isoscel, ce lucruri s-au declanșat? Unghiurile de la bază sunt congruente, are două... A, B, paralel. Două laturi congruente și unghiuri la bază congruente. Iar dacă îi duce vreo linie din vârful A, bisectoare, mediană, mediatoare, toate... Toate s-ar suprapune, nu ar fi și ortocentru. S-ar suprapune, adică bisectoarea ar fi una cu aceea. Cu înălțimea. Înălțimea cu mediana, cu mediatoare. Ce e înălțimea? Drumul cel mai scurt. Perpendiculară. A perpendiculară. Ce este mediana? Unde este vârful cu mijlocul. Ce e mediatoare? Perpendiculară pe mijloc. Ce e bisectoare? Parte unghiul, două unghiuri congruente. Corect. Da? Aceste lucruri imediat se declanșează, fără să faci niciun efort. Bun. Mai departe, ce a spus autorul? Măsura unghiului A de 120. M aparține dreptei AB. Fiindcă unghiul A e de 120 de grade, am găsit noi că este de 30 de 30, deci am făcut noi un pas în față, nu știu dacă va fi de folos. M este pe mijlocul lui... M este pe mijlocul lui... AD. AB. AB, pardon, da. Nu degeaba. Nu
degeaba. Trebuie să folosim asta. Da, deci sigur. Toate lucrurile date de autor trebuie bine valorificate. E-MAC congruentă cu EMB. Da, deci E-MAC e congruentă cu EMB, e punctat asta. Da. Am dus perpendiculara pe din M pe BC, adică asta e domeniul de 90 de grade. Nu marcăm degeaba. Și acest lucru. Corect. Da? Marcăm și voi punctați acest lucru. Ai făcut aici triunghiul, dar nu prea a fost isosceal. Este isosceal triunghiul? Este isosceal, dar unghiul ăsta nu e chiar de 120 de grade. Și ți-a este figura mai ciudată, da? Mergem mai departe. Ea aparține de prelungim perpendiculară până se întâlnește cu AB, AC. Prelungim perpendiculară până se întâlnește cu AC într-un punct D. Pe urmă, am dus... Vorbește așa, zi. Am dus. Am dus perpendiculară din... Din urmă am dus pe BC, am dus-o, până s-o întâlnit cu AC, în D. Și... Pe urmă am dus ce? Bisectoarea unghiului, zi. DE, bisectoarea unghiului... M, de ce? Hai să notăm și cu F aici, punctul ăsta unde a picat piciorul okay. Perpendicular. Deci, practic, bisectoarea unghiului M, de ce sau F, de ce? Tot aceeași lucru este, da? Da. F, de ce sau M, de ce? Mi se cere. Mi se cere. Să arătăm că CD este de 3 ori AD. CD toată este de 3 ori AD. Adică, ce ar trebui să... Da, atenție. CD, să arătăm că CD toată e de 3 ori AD. CD de 3 ori AD. Ce ar trebui să arătăm? Că AC e dublul lui AD. Da. Atenție, dacă toată DC de 3 ori AD, cum odată nu am pe AD, ar trebui să nu mai am pe AD încă de 2 ori aici. Exact. Atenție. E bine? Da. Anca, urmărește. Și cu AD. Deci, dacă ni se cere ca tot CD-ul să fie de 3 ori AD, atenție, ești pe fază acum, ești atent cuplat, da, la mine. Fiindcă vreau că tot CD-ul să arăt că e de 3 ori AD, e de parcă aș spune, cum am un AD prins în tot de ce o am pe AD odată prins. De parcă aș fi lăsat ca variantă să arăt că DC e de 2 ori AD. AC e de 2 ori AD. Că dacă e de 2 ori AD, 2 ori AD și mai vii o dată cu AD, nu înseamnă că tot DC-ul e de 3 ori? Da. E de parcă aș spune că AC-ul, am zis că e de câte ori? De 2 ori cât AD. AD. Da. Dar AC-ul este cât AB. Da. E de parcă aș spune că AB e de 2 ori AD. Corect. Atenție. Vedeți, eu un pic acum problema, nu știu unde voi ajunge. Dar cerința din problemă, faptul că mi se cere să arăt că CD e de 3 ori AD, încerc să văd cum desfac chestia asta. Unde mă întâlnesc cu ipoteza. Da? Deci, el îmi cere așa, de 3 ori AD să fie CD. Hai să scriem așa. Începem la punctul A. Demonstrați. Da? La punctul A și desfacem, foarte tare este, desfacem concluzia. Da. Deci, CD este egală cu AD plus AC. Corect. Vă rog să spuneți dacă am dreptate. Corect. Deci, CD toată, AD, este AD plus AC. Uh-huh. E clar, da. Nu? Uh-huh. Dar bun. AC e congruent cu AB? Cum se cere ca CD-ul să fie egală cu de 3 ori AD,
Ar trebui să arătăm, să locuim pe CD acum sus. În loc de CD să spunem cât? 3 ori AD. Așa, de 3 ori. Ar trebui să arătăm de 3 ori AD egal cu AD plus AC. Deci de 3 ori AD egal cu AD plus AC. Și scădem un AD, minus un AD, din ambii membri. Și avea 2 ori AD. De 2 ori AD. Egal cu AC. Egal cu AC. Și nu. Dar AC nu, egal nu, 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 nu. Asta ar trebui să arătăm. Da. Noi desfacem AD. Concluzia o desfacem. Deci autorul ne-a cerut CD egal cu de 3 ori AD. Se, cum se cere asta? Am înlocuit în toate chestia și am arătat că aici ar trebui să arăt eu. În loc, deci arăta că CD de 3 ori AD este de cum aș spune că de 2 ori AD egal cu AC. Dar cum AC este egală cu AB, de unde știu că AC e egal cu AB? Din ipoteză. Din ipoteză, că triunghiul a fost isocel. Corect. Din cele două este echivalent cu a arăta, în loc să spun AC pun AB, de 2 ori AB egal cu A, de 2 ori AD egal cu AB, da? Da. De 2 ori AD egal cu AB. Cum M e la mijlocul lui AB. Și atunci egal cu AM. Deci cu M, M mijlocul lui AB, înseamnă că de fapt, în loc de AB, eu pot să spun de 2 ori AM. Corect. Imediat ajungem acolo. În loc de cu M în mijlocul lui AB, repet, înseamnă că eu pot să spun în loc de AB tot, în loc de AB, pot să spun că este de 2 ori AM. Da? În loc de AB, pun de 2 ori AM. Și acum pe AB îl înlocuim. Corect. Și apare de 2 ori AD, 2 AD, egal cu 2 AM. 2 AD egal cu 2 AM. Împărțim totul prin 2. Și rezultă că AD egal cu AM. AD egal cu AM. Asta trebuie să arătăm noi. Deci dacă noi arătăm că AD egal cu AM, am făcut punctul A. Am arătat deci, cu alte cuvinte, CD egal cu de 3 ori AD. Dacă și numai dacă, deci am mutat condiția cerută la punctul A, dacă și mai dacă, deci CD-ul este de 3 ori AD, am spus da. Bine, dacă și, dacă și mai dacă, AD egal cu AM. Da. AD egal cu AM. Ce fain. Adică, n-am mai făcut deci, asta probleme până acum, nu am profesat. Păi, neștiind eu să plec. Vedeți, există o tehnică pe care acum vă comunic. Când te afli în fața unei probleme și nu știi cum să, de unde să o agăți, spui așa, ia să stric eu concluzia. Deci eu stric concluzia. Ce înseamnă când cere autorul CD egal cu 3 ori AD? Din cine se compune CD? Păi dintr-un AD plus un AC. Bun. Atunci, în loc de CD, pun de 3 ori AD. Da? Cum mi se cere CD egal cu 3 ori AD, m-am dus la locul pe CD. Și s-a ajuns ca relația dată de autor să se transforme în 2AD egal cu AC. Deci relația dată de autor AC că CD egal cu 3AD s-a transformat în de 2AD egal cu AC. Cum AC egal cu AB? Am îmi permis să locuiesc pe AB da, și mă duc de acolo, acolo și mă duc ca să valorific eu mijlocul. Că da? Nu s-a dat degeaba. Că nu s-a dat degeaba. Deci nu să ni se ceară să arătăm că AD egal cu AM. Ne-a complicat, nu? Că asta, practic, ajunge. Autorul, în loc să ne spune, arătați că de acoiem, el strică problema și se duce foarte mult, o complică, până când se duce la varianta că de ce totul este de 3 ori AD. Deci, asta este fantastic acum. Deci, în loc să ne ceară AD egal cu AM, care probabil e mult mai ușor de făcut. Normal. El strică totul și se zic că AD, e ușor să arătăm că este egal cu D. Cu, aia, cu AD, așa. AD cu AM. E foarte ușor, probabil. Da. Nu știm că este ușor, dar zbănim că e ușor. Da.
el se duce și strică această chestie care e evidentă, mult mai evidentă, o strică valorificând că triunghiul ăsta a fost dat așa, nu știu mai ce. Mai dă miso, cum mai dă da, face. Da, da, da. Face așa fel. Acolo 2 egal și cu 1 b. Acum noi ne concentrăm spre varianta asta, nu? La momentul ăsta suntem. Să arătăm că triunghiul DAM, în triunghiul DAM, AM este cât AD. Corect, aici trebuie să lucrăm. Da, da, dacă luăm triunghiile DM, A cu BM, F, DM, A cu BM, F, DM, A cu BM, F, B, BM, F, ăsta două. Da, aveam M, opuse la V. Deci tu te duci aici să vezi. Da. Pe triunghiurile la două, da. Aveam da. F-ul cu A-ul cu îngurie de cap 50 grade. F-ul cu? M-ul cu A-ul. Pentru că 30 cu 90 e 120. Deci, ce poți să-mi spui tu? Că unghiul ăsta este de 60 de grade, nu? Da. De ce? Că 90 și 30, este 60. 60 va fi și ăsta. Da. Eu pus la 60 la vârf. Asta că eu pus la vârf cu ăsta. Da, și atunci dacă e 60 cu câteva 50, 110, 180 minus 110. Nu, păi ai în jurul unghiului ia 180 minus 120, da, celălalt ai da. Tot de 60. Păi da. Dar am demonstrat că triunghiul MDA e isoscel. Nu, e echilateral. MDA n-am arătat. Păi acum arătăm, uite al domnul profesor. Și A are 60 de grade. De unde știi că au aici? Pentru 180. E alungit de acă. Așa. Deci ăsta ar fi tot de 60 de grade. Da, și atunci... 60, a D-ul tot de 60, e echilateral. Și rezultă că D-ul ai congruent cu M, A congruent cu D-ul. Deci triunghiul chiar e echilateral. Echilateral e triunghiul. Pentru că iată ce observă, hai să vedem încă o dată dacă ideile lor sunt corecte. Deci, în triunghiul B, F, M, avem un unghi ăsta e de 90 de grade, adică, ăsta e de 30. În total 120. Și fiindcă într-un triunghi suma unghiurilor fac 180, rămâne ăsta șansă de fie 60, da? M-am da? 60 ăsta. Da, da, da. 60-ul ăsta, eu pus cu ăsta cu 60. Da. Și mai avem, nu degeaba a fost dat de 120 ăsta, unghiul. Iată că îl valorificăm acum. Corect. Și ăla e tot de 60. Deci ăsta unghiul este tot de 120. Înseamnă că vecinul său, adiacent se cheamă ăsta, nu? Vecinul său până la 180, tot de 60 este. Și atunci 60, rămâne... îi rămâne și ăsta șansă tot de 60. Și acum într-un triunghi care toate unghiurile sunt de 60 grade, triunghiul este echilateral. Și atunci DA egal cu AM egal DA egal cu AM cu MD. Corect. Da? Ei! Și avem și că AM este cât AD, nu? Da. Asta ne trebuia. Corect. AM e cam cât AD. Și totul e rezolvat. Acum, ca să mergem pe firul demonstrației înapoi, plecând de la chestia asta, dacă noi aveam răbdare, puteam să începem așa problema. Măi să fie, ăsta de 60, ăsta de 60, 60. Asta AM e cât AD. Da? AM este cât AD. Plecam de aici. Adică AB toată, AB toată, e de două ori AM. Adică de două ori AD. Corect. Dar în loc de AB puneam AC și am demonstrat. Și era totul demonstrat pe, mergând de unde? De la observația triunghiului echilateral. Corect. Înapoi. Cum noi n-am văzut asta, n-am văzut asta. Am plecat de la ce ni se cere și am tot stricat-o înapoi. De ce ni se cere ei în relație echivalentă. Sigur că da, e perfect corect, nu? În cap, e discuții. Și ne-a trimis problema spre observația că AM cât AD. Adică ne-a trimis la triunghiul ăsta. Noi nu l-am observat la început. Nu l-am observat. Și eu nu mergeam pe B, M, F, ăsta cum a văzut ea, eu mă duceam în A, M, D. La fel. B, M, F. Ăsta eu nu mă duceam pe el, știți? Sigur, dacă mă duceam în A, M, D și acolo le luam două triunghiuri și arătam... Mergea și așa. În triunghiul D, F, C. D, F, C. Unde ăsta e de 90, ăsta e de 30, asta vrea să fie de 60. Da, mă duceam în altele. Deci, în triunghiul D, F, C, e tot dreptunghic. Cu unghiul ăsta de câte grade, deci, de 30. De 30, ăla e de 90. Ăla e de 90, ăsta rămâne de 60, n-are altă șansă. Așa, dar tu care te duce? 60, ăsta e de 120, 60, tot e de
Vedeți? Vedeți că și eu sunt ducea ca mine. A, D, M și? M, D, A. M, D, M, D, M, D, A. Și A, D, M, D, îl bai înapoi? Tu e și aș triunghi. Trebuie să-și faci tu. A, bă, tu-ți bagi o dimine. Păi, eu căutam triunghi acum. Înnebuit. Și triunghi mari. Probabil deci, că a vrut o literă acolo la mijloc. A, D, M. Și ai spus M, D, A. Mă, îți bagi joc din mine, vezi, vezi dacă sunt atent. Nu e același triunghi? Stai că eu nu vezi că e același triunghi. Măi, A, D, M și M, D, A, nu sunt aceleași trei litere, mă? Dar le-am zis invers, domnule. Păi tu, așa e alt triunghi ăsta. Păi ce faci tu cu mine aici, mă? Stai că nu procesează, Adi. Deci când ai zis, A, dar la unghiuri te gândeai tu, la, când ai zis A, D, M, stai poate te gândești la unghiuri ăla. Deci când ai zis unghiul A, D, M, A, D, M, A, D, M, adică unghiul de ăsta. Cu M, D, A, tot unghiul ăla. M, D, A, tot așa, tot așa, tot așa, tot bătaie de joc este. Mă aduce, dar procesează, ce cu tine? Da. Deci, hai să ne gândim, să urmărim. Ce trebuia să arăți tu, după toată discuția noastră? Trebuia să arătăm că triunghiul A, M, A, D sau D, M, A, asta este isosceal. Noi ne trebuia din pământ, din iarbă verde, să arătăm că A, M este cât A, D. Ori ca să fie asta adevărat, te gândeai la unghiul ăsta să fie cât ăsta D. Corect. Unghiul acela să fie congruentă. Corect. Ca triunghiul să fie isosceal. Corect. Ei bine, unghiul ăsta de aici, l-am dus în partea asta altă, ca o pus la vârf. Și între unghiul M, F, B, ea vede repede că 30 de grade, ăsta e de 90, e vecinul ăsta, la punctul de 90, stânga și dreapta 90, corect, da? Și atunci rămâne ăsta de câte grade? De 60 de grade. Deci, practic, unghiul ăsta de aici e de 60 de grade. Și îți mai trebuie să arăți că și de la altul de sus e tot de 60 de grade. Ei, ca să fie și ăla de 60 de grade, fie că te duci în triunghiul D, F, C, D, F, C, unde din nou F de 90 de grade, ăsta e de 30, și atunci ăsta de aici rămâne de 60, și triunghiul devine isoscel și avem că A, M, cât A, D, dar fiind de 60 de grade și al treilea tot de 60 de grade, și atunci triunghiul devine echilateral, că un triunghi isoscel în care unul din unghiuri este de 60 de grade, el devine echilateral. Și este egal și cu C, D, M. Și egal, A, D egal cu A, M și cu D, M. Și egal și cu D, M. Poate îmi folosește, da, mai încolo. Eu vreau să spun că autorul putea să fie mai dur un pic cu noi dacă nu folosea pe D, C egal cu de 3 ori D, A, ci D, C egal cu de 3 ori D, M. Da. Era mai dur. Atunci trebuia să arătăm că e echilateral obligatoriu. Obligatoriu, da. Și ne-ar fi scos din mână. Ar fi fost gândeam noi mai mult. Nu ar fi fost problema simplă. Atenție, dacă el era dur cu noi, în baza faptului că triunghiul ăsta este echilateral, putea să spună că DC este de 3 ori DM. De 3 ori DM. Sau de 3 ori MF. Și ne rupea. Lasă de la MF, nu. La MF nu știm că e jumătate. Cu DM. Cu DM e tare. Cu DM este tare problema. Pentru că nu mai ai șansa să vezi pe D, C, ca poți să zici că e D, A plus A, C, dar D, A, nu mai știi că e cât D, M, ca să înlocuiești acolo. Păi nu, trebuie să arăți că e echilateral. Deci trebuie să pleci la triunghi echilateral. Și dar ca să sesizezi că triunghi echilateral, e treabă dură. Că nu știi exact cum se derogează. Deci, dar hai cum să redactăm? Ne facem. Cum, hai să, da, cum să vedem? Redactarea o facem acum în direcția directă, plecând de la triunghiul ăsta care e de echilateral. Corect, așa. Deși aici când am zis A, D egal cu A, M, a arătat ce D egal cu 3 este ca și cum a zis A, D egal cu A, M, finalizez aici. Hai să finalizăm, da, că e păcat de idee. Spunem așa. Noi trebuie să... asta punctăm acum. Da. A, D să fie egal cu A, M. În loc să arăt asta, arăt așa ceva. Corect. Spunem, ce spunem?
Triunghiul care? În triunghiul M, D, M, B, F. M, B, F. În triunghiul M, B, F. Deci, în triunghiul M, B, F. Adi, te rog să vorbești. Ce avem acolo în triunghiul M, B, F? La unghiul te referi. Da. Avem măsura unghiului B egal cu 30 de grade. Așa, hai să zicem măsuri. Dintre litere. M, B, F. Deci măsura lui M, B, F. Egal cu 30 de grade. B, F. Din ipoteză. Egal cu 30 de grade. Din raționamentul care am făcut noi, da? Da. B, ipoteză foarte ușor, cum ai spus tu. Da. Din ipoteză. Măsura unghiului M, F, B. M, F, B. M, F, B. Adică a dus la un superveniclar, nu? Da. M, F, B. Măsura lui M, F, B. Egal cu 90 de grade. Atunci, tot din ipoteză, atunci rezultă din cele două că... Cu măsura unghiului... O rămas cel la treilea unghi. B, M, F. B, M, F. Exact cum o zic Miruna, egal cu 60 de grade. Măsura lui M, B, F. Egal cu 60 de grade. Și dacă măsura lui M... B, M, lu, B, M, F. B, M, F. Așa am zis în profesor. B, M, F. B, M. M, F, 60 de grade. Așa. Pe urmă, B, M, F este opus la vârful D, M, A. Deci sunt congruente, este egale sau cum să scrie? Sunt congruente. Congruente, ca opuse la vârf. Da, deci... B, M, F, B, congruent cu unghiul M, F, D, M, A, congruent cu unghiul D, M, A, ca opuse la vârf. A, și punem în paranteză opuse la vârf. Și acum scriem cu măsurile lor tot 60? Da, la vârf. Deci vezi, Miruna, cum trebuie să scrii? Din cele două reiese că, din cele două reiese că, unghiul care? Din cele două. M, A. Măsura unghiului D, M, A. D, M, A. Da. Da. Măsura lui. D, M, A. Egal cu 60 de grade. Corect, copii? Da. Egal cu 60 de grade. Subliniem. Subliniem. Deci, atenție, atenție. Am arătat că ăsta e de 60 de grade, ăsta e opus la vârful ăsta, deci ăsta e de 60 de grade. Corect, Ali? Adică D, M, A. Da? Bun. D, M, A. D, M, A. 60 de grade ăsta. Corect. Acum. Scriem că D, că e unghi alungit de 180 de grade? Sigur că da. Ca să ne folosim și de ce 120 care mi-a dat... Sigur că da. Deci okay. Spunem că... Cu măsura? Pe de altă parte, măsura lui... D, că unghiului D, că e egal cu 180 de grade, că e alungit, nu? D, că, da. D, că, adică ăsta tot, tot așa. E 180. Este 180. Măsura lui de 180, cu măsura lui D, că e 180. Egal 180 de grade. Și măsura unghiului M, A, C, egal și măsura lui M, M, A, C. E 120 de grade, din ipoteză dată. Egal 120 de grade. Rezultă. Din cele două. Da. Că măsura unghiului D, A, M, egal cu 60 de grade. D, A, M, măsura lui D, A, M, egal cu 60 de grade. Egal cu 60 de grade. Și acum avem unghiul din... Asta și cu asta le punem da. Cele două. Adică M, măsura lui D, A, M, 60 așa. De grade. Măsura lui D, M, A, 60 de grade. Da, D, M, A. Le puneți una sub alta. Dacă le aveți un pic mai distant, mai scriți încă o dată aici. Una sub alta. Deci măsura lui D, M, A, egal 60 de grade. Din cele două, rezultă că triunghiul... Nu scrie măsura, nu? Măsura lui D, M, A, A 60 de grade, și de grade, dacă 2 de 60, da? Triunghi este echilateral, nu mai stăm de pe al treilea. Nu mai scrie măsura. Nu mai spunem. Nu? Așa, că triunghiul, triunghiul D, A, M, echilateral. D, A, M, echilateral. Și atunci D, A, congruent cu A, M, și congruent cu D, M. Și atunci rezultă D, A, da? Da. D, A. Congruent cu A, M. Congruent cu D, M. A. Dacă spune în secvențe, da? Da, D, da, A, da. Congruent cu A, M. Congruent cu D, M. Corect, Adi? Congruent cu, cu D, M. D, M. Și noi avem, asta nevoie să fie A, D, cât A, M. Da. Iar dacă A, D, cât A, M, de aici rezultă,
conform demonstrației de mai sus, în legătură, dacă CD egal cu 3AD. Așa. Cum? AD este egal cu AM, lucrul demonstrat, de aici rezultă că CD este egal cu de 3 ori cât? AD. De 3 ori AD. CD e egal cu de 3 ori AD. AD. Și termina problema. Super. Dacă nu, dacă vreți să continuăm mai departe, să zicem că nu ne-a venit în minte să... N-am stricat ipoteza. De la faptul că AD e egal cu... IM. IM. Înmulțim cu 2, ne toacem din nou înapoi. De 2 ori AD face de 3 ori, de 2 ori IM. Haideți să o luăm așa, să aveți și continuarea asta. Deci, spuneți așa. Am ajuns la etapa că AD e egal cu IM. Avem asta, da? Da, avem asta, AD egal cu... Hai să zicem, trebuie să mai știu. AD e egal cu... AM. AM. Înmulțim relația cu 2. Și atunci vine de 2 ori AD... Egal cu de 2 ori AM. 2AD egal cu de 2 ori AM. Corect, da, aduți-o. Dar 2AM, de 2 ori AM nu face AB? Da, exact ca și deci cum am zis de 2 ori AD. Echivalent. 2AD... Egal cu AB. Dar acum AB este cât? AC. Exact. Ca și cum am zis că de 2 ori AD egal cu AC. Așa. Vă fi corect? Deci, acolo înseamnă de 2 ori AD, 2AD egal cu AC. Și aici mai adunăm un AD, mergem înapoi. Corect. Ca și cum am zis că de 3 ori AD egal cu... Și echivalent de 3 ori AD. Egal cu AC plus AD. AC plus AD. AC plus AD. Cât este AC plus AD, Adi? CD. CD. Este tocmai CD. Și este exact ce trebuia să demonstrăm. De 3 ori AD egal cu CD. Este un alt problem. Nu-i faină. Însă eu vreau să mai insist un pic aici. Dar mi s-a părut spectaculos. Da. Nu m-aș fi gândit să desfac așa. Deci, câtă vreme nu... nu venea în minte să plec de la triunghiul ăsta, ca AM cât AD, nu venea în minte de acolo să plec. Atunci ce am făcut-o? Am stricat-o, concluzia am stricat-o și am constatat că toată întrebarea de la punctul A se reduce la a arăta că AM este cât AD. Da? Și acum ne-am faptul că punctul A la asta se referă, ne-am concentrat pe triunghi. Măi, trebuie să arătăm că triunghiul acela este isoscel. Isoscel, am zis noi. La isoscel ne trebuia. Da. Nu de echilateral, isoscel. Da. Și atunci, ne-a fost foarte ușor să vedem că triunghiul este isoscel. Da? Deci, din experiența problemei acesteia, ați înțeles un lucru. Că atunci când n-ai nicio idee, strici concluzia, ducând în relații echivalente, corect. A arăta asta înseamnă că e echivalent cu arăta asta. Asta ar însemna să mai fac asta. Faci calcul algebric acolo până când ajungi la ceva. Acel ceva care e ultim poate ți atrage atenția asupra problemei. Și te ajută. Acel ceva care, la care a fost spectaculos pentru noi a fost să arătăm că AD, a arăta CD de 3 ori AD înseamnă să arătăm că AD cât AM. Și atunci ne-am dus rapid pe triunghiul respectiv. Nu, adică foarte bine. Da. Noi l-am găsit și echilateral. Da, mai mult. Am și constatat că pe autor era mult mai dur dacă ne se cerea nu de 3 ori AD-ul, ci de 3 ori M, D-ul. Da. Atunci, da, asta e intervenția noastră. Hai să spunem problema tare. Iar a fost așa, că de 3 ori, de 3 ori M, D, da? De 3 ori M, D este cât de ce? De 3 ori M, D. De 3 ori M, D. Da. Este cât de ce? Asta a fost varianta tare a problemei, da? De 3 ori M, D. De 3 ori fiind echilateral, da. De 3 ori M, D. Corect. Vă dați deci, seama, chiar ne blocam cu totul, domnul. Sigur că da. Eu strângeam camera. Și a zicea, bă, ce problemă ai găsit, mă, Iar ai căutat o problemă de asta. Da? Deci, spune varianta aici, la punctul A, varianta tare a noastră, cum pus acum, este asta. De 3 ori, de 3 ori M, D,
egal cu 10. De 3 ori D egal cu 10. Asta e varianta prof online. Da? Varianta profului online. Așa se compune probleme. Like și share, copii! Da? Like și share! Vedeți, proful online acum au descoperit că putea să miceară de 3 ori cu D egal cu D, că... Da. Și... Eu dacă țin minte problema asta, data viitoare, când vreau să o propun, nu mai cer asta, că de ce de 3 ori AD? De ce de 3 ori MD? Adică ca să fie liniște. Și iar rup. Da? Asta înseamnă atenția sporită și așa se creează problemele. Da, așa se creează probleme. Mi-amintesc, în clasa noastră, când veni vorba de așa ceva, era o luptă foarte dură să găsesc probleme, una dintre probleme, la toată clasa nu puteam să dau niște chestiuni pipărate, una din probleme ca să-i surprind pe cei doi, trei care aveam în clasă. Cel care avea să fie generele meu și pe fiica mea. Asta era cei mai buni, nu? Da, da. Asta vreau să fac liniște. Și în clasa nu am gândit o problemă. Dar vreau să mă întreb, erau ei doi într-o competiție? O competiție în care lucrau împreună. Ei nu știau că o să fie soț-soție cândva. Nu, nu. Erau prieteni, erau da. Colegi, prieteni, da. Fiind cei mai buni, erau ei doi într-o competiție? Ei lucrau în echipă și la națională. A, tot timpul erau o echipă? Da, tot timpul echipă. Ei se ajutau unul pe altul. Aha. Nu era o luptă de asta ascunsă. Eu sunt mai bun, eu sunt mai bun. Nu. Era o chestie frumoasă pentru că ei colaborau. Era așa, uite se sfătuiau, aici, tu mai aici, tu. Eu dacă, atenție, dacă n-aș fi avut echipă la ei doi și la ceilalți doi, că am avut 4 la națională, și erau 2 la 10 și 2 la 12, 2 la 9 și 2 la 11, cum erau plecat așa. Da. Fără echipă nu poți, trebuie să-ți dormi cu elevul respectiv. Deci trebuie să ajungi să dormi cu el. Deci faza națională, asta era secretul meu. Când toți se întrebau, atenție, e posibil să ajungi la național cu câte unul, dacă în viața unui profesor se întâmplă să ajungi câte unul la național, dacă se întâmplă. Dar ca să ajungi să ai 4 la națională, era anormal. Era nefiresc. Cine face, domnule? Ce se întâmplă? Ce face ăsta? Care e secretul? Secretul ăsta era. Că aveam echipă. Eu nu aveam niciodată treabă decât să caut probleme dificile. Nu le știam să le fac. Și ei doi se sfătuiau. Ei se sfătuiau. Băi, nu cum face, nu se întreceau. Nu. Super. Nu. Fantastic. Asta era și la cei doi de-a 10-a care nu erau prieteni, nu au devenit soți. Și erau colegi de clasă, să înțelegi, dar bun. Foarte buni și erau prieteni în sensul în sensul acela de a lucra și de a munci, pentru că numai așa înțelegeau că se pot ajuta, fac progres. Corect. Când unii vinea o idee, celălalt îl felicita, zicea, ce tare. Vedeți? Nu-mi invidia, da, foarte frumos. Nu cultivam invidia, nu se cultiva invidia, nu era posibil de invidia, era numai de frumusețea dialogului. Așadar, aici acum ați văzut cum putem aranja o problemă, numai la punctul A am gândit și cu ce putem să plecăm de aici? Cu ideea asta de a strica concluzia când nu-ți vine în minte nimic. Măi, îmi cere să arăt că CD de 3 ori AD. Cum în CD intră un AD? Hai să o stric. Vrea să spună că AC ar fi de 2 ori AD, că am scăzut un AD. Corect. Adică cum AC este cât AB, e de parcă ar spune că AB e de 2 ori AD. Dar cum AB se vede ca de 2 ori AM, e de parcă ar spune că AD este cât AM. Corect. Super, tare. Acum am înțeles. De acolo plec. De acolo plec. Dar nu puteam să plec deodată. Asta vreau să vă anunț. Nu vedeam. N-am văzut corect. Ce vreți. Dar corect, nici eu. Nici da? Și deci, noi, niciunul, da. Nu? Nu vedeam cum să mă duc la triunghiul acela deodată. Că mesajul era, de la triunghiul ăsta plecați, ei, nu o să-l vezi decât după ce ai stricat. Deci asta e noutate pe care vreau să vă spun. Și v-am mai povestit ceva când în anul întâi eram student și că mi-a picat o chestie atât de urâtă, nu o citisem niciodată. Și atunci am făcut, am stricat, știi că cunoșteam cursul tot,
am stricat concluzia de nu s-a mai putut, am stricat ipoteza de nu s-a mai putut și am făcut lipitura pe acolo pe undeva. Când profesorul a zis, nu, asta în demonstrație n-am văzut nicicăieri. Deci nu am văzut nicicăieri, pentru că era a mea creație acolo. Dar s-am eu nu știam. Aici. Să știți că aici s-a întâmplat ca să stricat tot. Aproximativ așa, cam păstrând proporțiile, păstrând proporțiile, asta am făcut. Am stricat ipoteza, că neștiind unde se ducem, și ne-a trimis vestul că trebuie să arăți ca a doi cât am. Corect. Noi n-am văzut că trebuie este echilateral. Am strict, băi, e social să fii. Și acum ne ducem pentru a fi social unde vrei să fii concurent și am mers problema destul de ușor. Super. Mi-a plăcut. Da? V-a plăcut și vouă, nu? Da. Adi, vreau să povestești acum, cu cuvintele tale. Așa, domnul profesor, ce mi-a plăcut chestia asta? Interesantă. Geometria asta așa frumoasă, așa încep să vorbești. El vorbește așa, bă, natural, simplu. Din inimă, vorbește din inimă, așa, cu cuvintele tale. Nu da, mă, nu azi, din da, da, și-ai spus tot, da. Hai să împreună. Deci, s-a dat un trânghi social, nu degeaba. A, băi, cât aceea, și unghii de 120 grade, nu degeaba. Ia zi, adu-ți-o, hai. S-o dat IMA congruent cu IMB. Da. Nu degeaba. Deci e în mijlocul. Zi-mă că nu degeaba, tu. Zi-mă, nu degeaba. S-a dat IMD perpendicular pe BC, citește de pe tablă, cu D aparține lui AC. Nu degeaba. Nu degeaba. Nu degeaba, am folosit. D e bisectoare, dar încă n-am folosit-o, domn profesor. Nu, la punctul ăsta. Celălalt, avem treabă de făcut. Așa, și ni se cere să arătăm că ni se cere să arătăm că de 3 ori MD egal că, cu DC. De 3 ori MD cu DC. Nu vreau asta. Mai târziu. Că asta chiar nici nu ne vinea în minte să o stricăm. Atenție! Deci duritatea din ce provine? Din faptul că nu puteam să stricăm 3 MD cu DC. Îl strici pe DC ca fiind DA plus AC. DA plus AC. Dar nu mai poți să scazi un MD de acolo. Deci lucrurile sunt complicate. Gata, ești. Ești mâncat. Ești. Dacă ne stădea asta, ce faceam? Dacă ne stădea asta, era foarte dură problema. Destrângeam lumina. Da? Deci arătăm că D e egal cu 3AD. Da. Deci, pe scurt, trebuia dus la triunghiul acela și mesajul triunghiului echilateral. Acolo era. Tot secretul. Vă spuneam că lupta mea cu clasa respectivă era aceea să găsesc și un subiect care să-i las, cum să spun, vorbim singur. Și în clasa a noua am compus o problemă, în genul acestea, o mai complicată, o să vă arăt și vouă, și au ieșit supărați de la teză. Eram foarte bucuros. Ce s-a întâmplat la ora școală? Păi, și problema aceea ai găsit-o bună, tare de toți. Nu am putut să o fac. Atunci am fost foarte fericit. Și cât le-ați dat? Am dat minus 10, nu s-a pus problema. Ah. Dar era important. Când au putut. Când au putut. Și că le-am arătat că m-au de lucrat. Pentru că există și riscul ăsta. Când faci totul, există riscul să crezi că chiar nu mai ai ce învăța. Eh. Asta este cel mai păcuboasă. Exact. Cel mai păcuboasă. Toată viața învățată. Pentru că ei nu se băteau cu colegi, la nivelul colegilor lor. Ci era problema de competiții cu cei de la național, de oriunde din țară. Mi-a spus, voi nu țineți cont. Că noi când intrăm în bătălia asta, nu intrăm cu copii de aici de acolo. Cu copii din toată țara. Deci când iei, ca să iei locul 2 pe țară, păi trebuie să fii valoare, nu glumă. Nu glumă. Te bați cu Ștefan cel Mare de la Suceava, cu Mircea cel Bătrân la Constanța, cu Mihai Viteazul la București. Deci stricei cu renume. Exact. Nu așa povești. Așa da. Mi-a plăcut problema. Asta, punctul ăsta. Mergem mai departe. BD, deci, perpendiculară. Și ne-am ales cu ce? Cu o problemă compusă, da? Da. Care nu e de aici dură. De acolo. Foarte dură. Hai să vedem mai departe. BD trebuie să fie perpendiculară pe DC. BD, perpendiculară pe DC. BD pe DC. Acolo, 90 de grade, da. Dar arătăm că acolo unghiul ăla din D e 90.
BD pe D C. Adică unghiul de aici, da? Unghiul de ăsta tot e din 90 de grade. Asta era numai 60 așa. Da. Acum să fie tot. Păi trebuie să arătăm că triunghiul D, B, G ar fi... D, B, G. Dacă demonstrăm că D nu are 30 de grade. Care? Care? D, B, A. D, B, A. Deci dacă demonstrăm, Miruna, că ăsta are 30 de grade, atunci, Miruna, în condițiile astea, 30 cu 30 fac 60, da? Da? Și... Unghiul ăla din A, D, A, B este de 60, domn profesor, da. Am arătat. D, A. A, A, B, B, este de 60, am arătat. De 60, da. Și dacă demonstrăm că ăla e de 30, da, ăla e de 90, foarte da. Foarte tare, foarte repede. Deci dacă unghiul ăsta, cum ăsta e de 60 de grade albi? D, A, B. Dacă ăsta ar fi de 30 de grade, dintr-un motiv, nu știu de unde să căutăm noi, atunci 30 cu 60 ar face 90 și ar rămâne ăsta să fie de 90, termina problema. Dar de unde să fie ăsta de 60, de 30 de grade? Deci ne trebuie neapărat să arătăm că unghiul D, B, A, D, B, A este de 30 de grade. D, B, A. Sau D, B, D, B, M. Da. Ori zic D, B, A sau D, B, M. Da. Să fie asta de câte grade? De 30. 30 de grade. Dacă arătăm că asta e de 30 de grade, suntem tari. Păi în jurul lui M sunt 360. Da, minus. Scădem cele două opuse la vârf, domnul profesor. Deci de 60. În jurul punctului M avem 360 așa de grade. Scădem 60-60, cele bun. Două ascuțite, da. Și ne rămân asta, acum, 240. Deci rămân de 120 și 120. Mă așteptam să spun, ăsta e unghia lungii. Ăla e unghia lungii, corect. Ăla e de 60, ăla e de 120. Iar, e corect. Da. Așa. Ăla e de 120, celălalt de 120. Bun, avem pe ăla de 120. Ne mai rămas... Eee, o rămas 60 până. O rămas 60. Dacă ar fi... Acum trebuie să arătăm că MD e cât M, B. Ca triunghiul MDB să fie isoscel. Corect. Dacă MDB ar fi isoscel, da. Cum... Atenție! Cum... Ăsta două... Păi este isoscel, domnul profesor. De unde? Pentru că MD, am demonstrat că e echilateral. A, MD. Și MD este cât AM. Și dacă MD este cât AM, este și cât MB. Deci, triunghiul ăsta MDA am demonstrat este echilateral. Adică D, M, este cât AM. Este cât AM. Dar cu M la mijloc, este și cât MB. Și atunci triunghiul ăsta este echilateral. Este isoscel. 60 de grade la care ne rămân, împărțit la 2, 30, 30. Și gata problema. N-ați urmărit. Ba da. Eu văzut. Adi. Din nou. Am mers așa înapoi. Zice, ce bine ar fi dacă în triunghiul D, B, A, D, B, A, având unghiul ăsta de aici, de 60 de grade, de unde știu? Știam că ăsta e de totul de 120 și atunci am vorbit data trecută chiar, da. În problemă, că ăsta e de 60. Și visăm, dacă ăsta ar fi de 30, cum ăsta e de 60, între unghiul D, B, A, 30 cu 60 ar face 90, și ar rămâne lui ăsta de aici, 90. Lui B, D, C, B, D, C ar rămâne 90, atunci B, D ar fi perpendicular pe D, C. Exact ce îmi cere problemă. B, D perpendicular pe D, C. Corect. Da? Corect. E bine, visul nostru este să am împins problema perpendicularității lui B, D pe D, C, l-a arătat către unghiul B, D, C, unghiul ăsta, măsura din 90 de grade, care a însemnat în final să arătăm că unghiul D, B, C sau D, B, M este de 30. D, M de 30 de grade. Și acum, în triunghiul D, B, M, corect. În D, B, M, am un unghi, am un unghi de 120. De 120 și ce bine ar fi dacă aș demonstra că să fie
cele două adunate până la 180 fac. Fac 60. Da. Și visez acum. Ce bine ar fi ca triunghi să fie isos cel. Că atunci unghiul la bază ar fi egal și s-ar da în două cele 60 de grade, da? 30-30. Și am demonstrat. Și cum să fie triunghi isos cel? Dacă laturile sunt egale, da? D, M, cât M, B. Cum triunghiul a fost dovedit că triunghiul... Jocul teribil până acum îl face triunghiul ăla echilateral. Exact. Deci toată problema se joacă în jurul acestui triunghi echilateral, care ne trimite ușor și spre faptul că D, M, A e echilateral, D, M este cât M, B. Corect. Și D, M, B e isoscel, iată. Iată, isoscel și 30, și 60 de grade părți 2, 30, 30, 60, 90 și a rămas asta 90 și terminată problema și la punctul B. Să vedem cum redactăm. Să redactăm. Adi, povestește tu ce am zis noi până acum. Punctul B. La punctul B. Cine s-a cerut la punctul B? Uite-te și B, D, perpendicular. Adică unghiul care să fie din 90 de grade? B, D, C. B, D, C. C. B, D, C să fie 90 de grade, da? Da. Și unde l-am prins noi? În ce triunghi pe B, D, C? În triunghiul D, B, D, B, A. D, B, A mai întâi. A, da, D, B. În D, B, A. În D, B, A ce avem? Avem... Avem... Ăsta de... A, 60. 60. Visul nostru este ca asta să fie din 90 și atunci ce ar trebui? Ăsta ar trebui de aici de jos, adică unghiul D, B, A să fie de 30 de grade. Da? De 30 de grade. D, B, A sau D, B, M. Da? Da. Între unghiul D, B, M, când vine vorba, ce știm? Avem în jurul unei pomze la nu, neapărat. Și atunci tu poți să zici. Ori unghiul atunci. B, M, A. B, M, A este de cât de grade? De 180. Și cum ăsta e de 60? Și rămâne 120. Și cum ăsta e de 120, celelalte două unghiuri adunate, adică ăsta de aici și cu ăsta de aici, trebuie să dea 60 împreună. Și fiindcă tu vrei să-ți dea 30, înseamnă că trebuie să fie 60 împărțit la 2. Hai să demonstrăm că D, M e cât M, B. Și atunci ai vrea să arăți că D, M, B este isoscel. Și cum triunghiul D, M, DMA este echilateral. Atunci D, M este cât M, A. A și D, M, cu M la mijloc. Loc și M, A e congruentă cu M, M, B. Da. Adică D, M este cât M, B în final. Da. Dacă D, M, triunghi este isoscel și 60 de grade sunt permise în pasul al 2, da? Da. Și totul problema deci așa, rămân în triunghiul D, B, A. Deci, nu? Așa, de acolo pornim. În triunghiul D, Mirna, atenție, trebuie să știți să redactezi D, B, A. Deci, am mai vorbit. Esențial, după ce ai ideea, să o pui pe hârtie. Corect. Miruna, este esențial. Dacă nu știi să o pui pe hârtie, degeaba o gândești corect. Nu înțeleg ce a spus să corectorul spui. Corect. Nu înțeles. N-a înțeles și la revedere. Da. Între unghiul D, B, A, ce avem? Deci, avem punctul B, da? Ne-am apucat din punctul B. Da. Avem unghiul A de 60 de grade. Da, zi-l din 3 litere, mă. Măsura lui D, A, B egal cu 60 de grade. Asta avem ce? Să vedem, o lasă dus? Acum am uitat. 58, da. Opre. Perfect.